din nou împreună pentru binele tuturor, nu? Da. Adică binele vostru, binele nostru și ambiental. Producem oxigen, nu? Cu acești copaci. Da. Și plouă mai des. De când ați plantat, văd că plouă mai des. E o glumă, dar văd că anul ăsta a început să plouă mai bine la voi. Nu? Da. Bun. Spuneți-mi, cât au crescut? În ce dată suntem astăzi? Și aș vrea să măsurăm live ca să vadă și oamenii, cei care se uită la filmulețele noastre, să înțeleagă și să vadă cât au crescut acești copaci, în cât timp și cât au crescut. Vă rog. Suntem în 16 august. Da. 17. Da? Moțiile. Da. Au 4 luni de vegetație. Au crescut la o înălțime de 5 metri, 4,5, poate sunt și exemplare mai mari. Deci peste 5, scuzați-mă că intervin, dar vreau să punctez chestia asta, după 5 metri și 10 nu mai copilim, sub nicio formă. Lăsăm lăstarii să crească pentru că e în avantajul dumneavoastră și al nostru. O să se dezvolte mai bine copacii și anul viitor când vor începe în vegetație vor avea mai multe ramuri de la început, imediat vor avea câteva ramuri și vor produce mai vor forma mai multe frunze, vor fi mai puternici de la început și se vor dezvolta mai puternic. Vă rog. Un diametru cuprins între 9 cm și 12. Puteți 13, să ne arătați? Da. Chiar 13 are. Da. Da. Bun, mai departe? Mai arătați-mi. Păi dăm și înălțime. E cam greu, dar în comparație cu înălțimea dumneavoastră, eu o să pot face... Ia să vedem. Dacă puteți, e bine, da? Mai. Atât. Încă un pic. Atât. Așa. Țineți-l acolo. Cât are? 4,50. Acesta are 4,50. Ok. Oricum sunt peste 4 metri și sunt și copaci peste 5 metri. Plantația este bine îngrijită. Ați erbicidat. După cum se poate observa, uniformă. Aș vrea să îmi spuneți că eu acum observ un copac acolo cu vârful rupt și am să pun camera pe el. Să ne spuneți un pic despre copacii care i-am văzut rupți la vârf. Adică partea centrală s-a rupt și aș vrea să ne spuneți de ce. Ieri a fost o furtună foarte puternică, cu grână, da. Destul de mare, se pot observa și frunzele care sunt găurite. N-au nicio problemă, oricum ăsta vor fi îngrășământ. La câțiva dintre ei s-au rupt vârfurile. Nicio problemă, că sunt mai mari și tot ce avem peste 3 metri dacă se rupe, va face o ușoară curbă, noi vom tăia la 3 metri un segment și următorul... Ce va fi? Păi ați văzut, 4 jumate, undeva de la 4 în sus s-a rupt. Nici, atunci o să avem un 4 metri și restul ce vor da lăstar stânga-dreapta, vom lăsa 1. Doar 1. Da? Acela va crește în continuare, va face o curbă în acel loc, nu avem o problemă majoră, nu trebuie să ne speriem, mergem mai departe și frunzele care au fost ciuruite de gheață n-au nicio problemă. Oricum ele vor fi îngrășământ, nu? Uite, o să... Pun camera pe frunza din față, se vede că e ciuruită de gheață, da? Nu are nicio problemă, ea va lucra în continuare și aceste frunze vor fi îngrășământ pentru aceste plante și nu trebuie să vă speriați. E clar că în prima fază... Ea se curată, adică fără... Știu, dar în prima fază nu a să vă speriați. Când vedeți aceste chestii, e normal să vă speriați, dar nu trebuie să aveți niciun fel de... strângere de inimă, deoarece mergem înainte și nu avem probleme din cauza asta. Foarte important. Vedeți că alte culturi ar putea fi afectate. Nu? Da. Da, nu, asta nu e o problemă. Noi avem nucleul în pământ, acești copaci vor fi exploatați, următoarea, după prima tăiere la maturitate, va fi și mai puternică și tot așa. Deci, ușor, ușor, o să vedeți că nu este greu.
Și satisfacția este... O cultură care implică mai puține riscuri decât altele. Asta e poate sigur. Poate cele mai puține. Eu așa spun, dar nu vreau. Vreau un timp să se vadă și să se constate chestia asta. Și sunt convins. Este doar în primul an după tăierea tehnică. După aceea eu cred că nu mai sunt probleme. Ei nu, pentru că... Se lemnifică automat până sus și nu o să reziste la... Corect. Vântuși. Mult succes! Sunt foarte fericit că împreună putem crea aceste păduri artificiale din care putem avea câștiguri cinstite, corecte și acest business nu se supune regimului silvic. Deci noi nu tăiem din păduri, tăiem din culturile noastre care produc în continuu din aceleași rădăcini alți copaci. Ceea ce e foarte important, că orice cultură mai trebuie, nu chiar orice cultură, dar sunt foarte multe culturi care necesită replantare ca să ai o altă producție. Această cultură de Paulânia Cotevisa 2, fiind o specie care este, practic se regenerează, nu avem nevoie de replantare. Și obținem culturi din ce în ce mai puternice, mai mari. Mulțumesc mult și mă bucur că din nou am fost împreună, am constatat ceea ce s-a putut vedea și tot așa s-o ținem din ce în ce mai bine. Deci din bine în mai bine. Mulțumim și noi, sănătate! Sănătate!